Bună, dragi prieteni, așa cum am promis, o să revenim astăzi cu un video în care o să prezentăm femelele din Matca pentru 2017 din rasa siberian. Și vă rog să fiți foarte atenți, avem aici prima femelă, o femelă foarte frumoasă. Foarte frumoasă. O să încercăm ca acest video să-l facem puțin mai mare. Sper ca ei să și coboare jos, să-i puteți observa foarte bine. Dar poate până la sfârșitul videoului o să și coboare jos. O să mergem să aducem a doua femelă. Avem aici cea de-a doua femelă, care este o femelă nu foarte reușită, așa, din punct de vedere al moțului, dar este foarte bună crescătoare. Și în anul ce a trecut ne-a dat pui foarte buni. Să ne depărtăm puțin. Așa cum v-am zis, o rasă foarte frumoasă de porumbei. Foarte, foarte frumoasă. O să mergem să aducem și cea de-a treia femelă. Da? Și cea de-a treia femelă de siberian. Nu le place lor să stea pe jos. Eu aș fi vrut să-i filmez mai mult stând jos, dar tot ce vor ei, aia vor fac. La fel, o femelă foarte frumoasă. O să încerc să mă apropii, să o puteți observa cât mai bine. Aici avem trei femele. O să mergem să aducem și cea de-a patra femelă. O să eliberăm acum și cea de-a patra femelă. Și o să vă rog să fiți foarte atenți. E o femelă foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă. O să încercăm să o punem jos. Așa, să o puteți observa mai bine. Foarte frumoasă femela. Și o femelă de 2016. Așa, vreau să... Ia uitați-o dumneavoastră. Foarte frumoasă femela. O să mergem să aducem și cea de-a cincea femelă, care e și ultima. 5 perechi de siberiene avem și pentru matca de 2017. O să eliberăm și cea de-a cincea femelă. Și aici o să vă rog frumos să fiți foarte atenți. Este preferata mea. Rata mea a zburat sus. Femelă la fel. Foarte, foarte frumoasă. Și foarte blândă. O să încercăm să... Ia uitați. Acesta este cea de cincea femelă. Foarte frumoasă femela. O să vedeți ce puișuri frumoși vom avea din aceste femele. La fel o să facem video și cu masculii acestor femele. Să vedeți la fel ce mascul frumos avem pentru 2017. Și sperăm noi ca și pui să fie la fel de frumoși ca și părinților. Și avem aici trei femele. Cea de-a patra femelă și cea de-a cincea femelă, care este și preferata mea. Eu vă salut până data viitoare, când revenim cu videouri cu masculii din matca pentru 2017.
Vă urez să aveți toate cele bune, toate cele bune și multă sănătate.